Ediție specială în această seară la Legile Afacerilor Profit News. Asocierea cu Bloomberg, cea mai importantă televiziune de business a planetei, cu operațiuni în 126 de țări și 10.000 de jurnaliști, principalul provider de informații financiare și indici bursieri din lume, deschide practic noul sezon al emisiunii, care rămâne, așa cum vedeți, în prime time, ora 21.30. Onorăm această asociere, trecerea la format Full HD cu un invitat de onoare. Și nu e doar jocul de cuvinte. Nu o să-i citesc CV-ul și nici măcar borne din el, pentru că încerc să-l aduc cât mai repede în prezent și în fața dumneavoastră. Sunt Andrei Cristea și am plăcerea să găzduiesc un dialog cu unul dintre teoreticienii și sper, într-o bună zi, și practicienii valorilor naționale autentice, a filonului de gândire național și, dacă îmi permiteți un sufix aici, naționalist. Domnule Călin Georgescu, bună seara. Bună seara. Mulțumesc frumos de invitație. Bine ați revenit la Legile Afacerilor. Mulțumesc. Ce facem, domnule Călin Georgescu, cu acești 31 de ani trecuți peste această țară de democrație? Da, 31 de ani au însemnat o ieșire masivă din istorie a României, în special prin deprofesionalizare, lipsa de proiecte mari, relațiile care nu mai există cu parteneri vechi în Asia, Orientul Mijlociu, Africa, sigur, lipsa relațiilor cu țările emergente și, de ce nu, din nefericire, lipsa relațiilor cu vecinii, foarte importantă de altfel, la care se adaugă faptul că nu am știut să valorificăm ce au însemnat cele două cluburi, Uniunea Europeană și NATO. Și, prin urmare, România astăzi este un stat slab, sărac și înapoiat, se trăiește doar în mituri și prejudecăți, și nu se înțelege că România poate să devină vestul vestului. Este un stat eșuat, așa am aflat de curând. Da, prin sigur. Vocea celui care se află în fruntea acestui stat. Dar e mai puțin important, poate a fost pur și simplu o replică și care ascunde, din păcate, și ceva adevăr. Da, dar e regretabil să o spui. Este foarte adevărat. La acea poziție. Este foarte adevărat. Da, nu știu ce e mai regretabil, până la urmă a fost o lipsă de ipocrizie care cumva ar trebui salutată. Dar nu despre asta e vorba. Ați spus adineauri, apropo de cele două cluburi selecte în care am intrat, Uniunea Europeană și NATO, și că n-am reușit să ne onorăm această prezență. Haideți să detaliem un pic, dacă vreți. Eram la început în eșalonul celor 5, în primii 5. Așa este. Am venit după aceea în eșalonul celor 10. Uh-huh. Și ulterior, la final, cu Bulgaria împreună, Bulgaria, de fapt, depășind cu mult astăzi România. Asta este ideea. Iar, pe de altă parte, când intri, ca să spun așa, o chestiune profesională, când intri, când te rogi și soliciți, deja intra cu stângul. Când aștept să fii invitat pe baza performanțelor tale, este altceva. Prin urmare, de-aia am spus deprofesionalizare, pentru că nu s-a mai investit după 1990 deloc în competență, ci în incompetență. Și incompetența a dus la rezultatele pe care le avem astăzi, dincolo de perioada în care am intrat în Uniunea Europeană și NATO. De ce deprofesionalizare? Asta e un proces, nu se poate întâmpla pur și simplu, nu se poate întâmpla ca și cum ai pocni din degete. Bun, 1989 a fost erupția aceea de libertate. Ne-am luat rația de libertate, cum spuneam atunci. Dar totuși de profesionalizare e un proces îndelung. Adică nu se produce dintr-o dată, nu vine cineva să spună anul ăsta ne deprofesionalizăm. Nu, bineînțeles. Însă momentul în care nu mai investești nimic și lași ca lucrurile să meargă doar la nivelul pe cine cunoști și nu ce cunoști, se ajunge în acest punct. Iar asta se vede cu ochiul liber, pentru că de ce am ajuns aici? Pentru că n-a fost, de fapt, niciun proiect național, pentru că n-a avut cine să-l dezvolte. Inexistența unui proiect național, a unei nișe, a dus la această poveste, la care ulterior trebuie să remarcăm faptul că educația a fost o non-educație, o educație primitivă, care a format doar roboți. Deci noi doar am copiat ce spunea vestul, am replicat și nu a fost nicio dezbatere. A fost doar o copiere a unor noțiuni. Ori nu a fost episodul ce învățăm și cum generăm noi idei mari, ci a fost să copiem ce au făcut alții. Și cu asta nu poți să ajungi absolut nicăieri. Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, cum spuneam, n-a existat un proiect național. Eu de aceea am propus acum 8 ani de zile așa poporului român proiectul de
național hrană, apă, energie pentru a genera o nișă și avea o nișă clară pentru România, într-un moment în care astăzi se vede că este o penurie masivă de hrană și de apă și automat și de energie, iar la care se adaugă modul în care face acest lucru, pentru că mi-amintesc de zona anilor 2000, când Uniunea Europeană a cerut tuturor țărilor membre să elaboreze strategia națională. Eu am condus la acel moment strategia națională a României, împreună însă cu Academia Română și cu practic toate forurile științifice la acea vreme în poziții instituționale. Și asta însemna foarte mult, pentru că a fost și o demonstrație a ceea ce înseamnă o coordonare la nivel național a tuturor forțelor științifice și capabile să genereze așa ceva. Vedeți, Academia Română astăzi, într-un moment foarte critic pe care îl trăim, nu mai este deloc întrebată și, de fapt, cred că n-au întrebat-o de foarte mulți ani de zile. Iar acolo se află, practic, inteligența cea mai importantă pe care națiunea română o are. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă pentru anii 2000 a fost acceptată și confirmată de guvernul la acea vreme, transmisă la Bruxelles, însă evident că nimeni nu a aplicat-o, nu doar din neștiință, ci pentru că pur și simplu i-a interesat altceva. Interesele de grup au primat peste interesul național, care trebuie să fie firul roșu și atunci și acum. Ce s-a ales de această strategie pe care ați coordonat-o? I-a ajuns la Bruxelles și nu s-a întors niciun fel de reverberații de acolo? Adică nu vi s-a spus, domne, e bună? Sau poate nu e bună? A fost foarte bine primită, categorii, feedback-ul l-am avut, și nu doar eu, ci guvernul României la acea vreme. Însă, pur și simplu, cei aflați la zona de decizie politică nu au luat-o în considerare, cum nu au luat-o în considerare nici acum și, în general, neexistând un plan, nu ai ce să faci. Asta m-a învățat-o prin anii 91-92, de la cel care a fost creierul inteligenței economice japoneze. L-am întâlnit personal, Saburo Okita, și pe care l-am întrebat, domnule, cum ai făcut? Cum a fost acest boom economic al Japoniei? Și omul a fost foarte simplu și clar, foarte, foarte simplu mi-a explicat. Și anume, domnule, trebuie să ai un plan. Un plan simplu pe care înainte să-l treci prin parlament, guvern, trebuie să-l accepte toată lumea. Și această strategie trebuie să aibă enunțuri scurte și să o porți în inima ta, cel puțin ca și conducător de țară. Și asta a făcut Japonia. Când ai acest plan simplu pe o pagină, nu știu, 4-5 puncte, este cel mai important lucru ca toată lumea politică să-l accepte și autoritatea să-l aplice. Dacă nu ai nici plan, nici autoritate, înseamnă că nu se poate face nimic. Ori pentru acest plan aș putea să, acum, să enumăr 4-5 puncte cheie, pe care ar fi foarte important ca astăzi, mai ales într-o situație foarte complicată pe care o trăim, să există un parteneriat politic, așa cum a fost în 1996, atunci când am intrat Uniunea Europeană și NATO, chiar dacă acele nu au fost obiective, ci cu un fals a mers clasa politică în această direcție, pentru că ele au fost mijloace, nu erau obiective. Obiectiv înseamnă să ai un plan. De exemplu, 1. Să ai legi simple, precise, pe înțelesul tuturor. 2. Să ai funcționari capabili, bine pregătiți, competență, care să le pună în aplicare. 3. Să ai taxe și impozite mici, pentru că numai așa o țară se poate dezvolta și banul trebuie să circule. 4. Să ai o monedă sigură și stabilă. 5. Să ai o țară curată și îngrijită. Când aceste 5 puncte sunt acceptate de clasa politică, știm ce vrem. Și atunci poate să existe un proiect național, așa cum am propus, hrana, apă, energie, care să valorifice o nișă, o nișă pe care nu mai poate să o aibă nimeni. De aceea am spus că România astăzi, pe actuala criză mondială, poate să devină vestul vestului. Asta este, foarte simplu. În 96 era Alianța DA, Convenția Democratică. Da, dar, repet, ideea în sine contează, nu ceea ce au făcut. Pentru că, așa cum am spus, nu erau obiective. Sau, niște mijloace. Sigur, le-au preluat pentru același parfum politic de origine dâmbovițeană, ca să ne lăudăm cu ceva ceea ce nu știm să facem. Dar nu mai contează asta. Contează spiritul. Ori astăzi este nevoie de un parteneriat politic și de o conlucrare a tuturor actorilor pe scenă și mai ales de o îmbinare perfectă
a celor care știu despre ce este vorba, să-i aduci pe toți la aceeași masă și să vezi ce decizie ei. Pentru că altfel înseamnă că ești din ecuație. De aceea am spus că a fost o ieșire masivă din istorie pe care România o are de 31 de ani încoace. Deci nu mai existăm. Ca să fii pe o scenă politică, ca să fii, scuzați-mă, în istorie, trebuie să fii pe o scenă politică mare și foarte mare la nivel mondial, în care să știi precis ce spui, în ce proiecte te implici și să dai o notă tuturor, în sens de să dai tu nota, să faci tu gama. Nu s-o fac alții. Dacă o fac alții, rămâi la periferie. Să fii prima vioară. Da, asta este ideea. Și noi am făcut așa ceva în decursul istoriei. Din punct de vedere, suntem în acest moment, domnule Georgescu, în furtuna perfectă? Pentru că politica, ați spus, e un moment în care ar trebui să reseteze niște lucruri și lumea să vină la oaltă să încerce să coaguleze clasa politică. Dar peste toate asta se adaugă și ceea ce trăiește o planetă întreagă de 2 ani aproape, această epidemie. Pandemie. Înainte de a spune despre ce este vorba și ce soluții sunt, pentru că în niciun caz nu au fost nicio soluție la ce s-a întâmplat până astăzi, trebuie să precizăm că două lucruri. Unu, că un lider autentic este acela care coagulează și strânge în jurul lui mințile mari și foarte mari pe care țara le are. Ori acest lucru nu s-a întâmplat în România și nu există în continuare. Nu poți să lași decizii care țin de viața oamenilor în mâna unei singure persoane sau două. Și aceea doar pe o singură nișă, cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Care... Domnul Gheorghiță? Nu. Vaccinarea? Ăsta, care e de altă, nu știu, nu e rom, nu știu. Da, dar e darabă. E străin, așa. Deci, omul, nu știu, nu-l cunosc, dar clar este, dovedește o incompetență crasă. Și sincer, vorbind, repet, nu poți să lași pe mâna un singur om așa ceva. Ci rolul primului ministru, cel puțin și al președintelui, a trebuit să integreze toate forțele și mințile mari al acestei țări, să aducă Academia, în primul rând, la masă, să întrebe cum facem, cum ieșim din așa ceva, toată lumea să participe și asta dovedește leadership-ul. Asta odată. Iar pe de altă parte, trebuie să iei măsuri foarte rapide, la nivel de, nu știu, discutăm de un sfert de oră, 20 de minute. Deci nu poți să lași lucrurile să meargă așa. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să aduci din toată lumea, să cumperi toate medicamentele care există și omologate pe piața mondială și să le aduci în țară. Mai mult de atât, să le aduci gratis și să le pui la dispoziția cetățenilor. Și peste asta le oferi tot ce se poate. Nu știu, le dai vitamine și le pui în cutia poștală la toată lumea. Le oferi gratis, toate primăriile să aibă așa ceva, medicamente, vitamine, cum spuneam. Deci nu cumperi medicamente și nu cumperi sicrie, cum se face astăzi. Este un nonsens. Adică nu poți să aperi viața decât doar așa. Și nu neapărând de viață, văzând ce forme escaladăm pentru a ne apăra de moarte. Este imposibil. Este un nonsens. Dar pentru asta înseamnă să ai o doctrină pe care o suporți în inima ta. Și asta aș face eu. Doctrina înseamnă binele poporului român, binele națiunii române, securitatea națiunii române, integritatea ei, demnitatea ei. Ca să fiu mai clar, Biblia mea este integritatea națiunii române, binele poporului român. Nu cunosc altă Biblie astăzi și așa trebuie să se procedeze. Dacă nu se procedează așa, înseamnă că oamenii ăștia sunt absolut inutili. Pe de altă parte, nu rezolv problema la nivel de vârf, o rezolv la bază. Și la bază cine este? Medicul de familie. Dai libertate medicilor de familie, stabilești în acest cadru instituțional, la nivel de țară, ce se poate face și toată lumea urmează această procedură. Dar responsabilizezi fiecare cetățean știind ce are de făcut. În momentul când l-ai responsabilizat, ai rezolvat totul. Deci până la capăt e o chestiune de management. Și cred că așa trebuie să fie fiecare ministru. Nu politruc, ci manager, ca să poată să pună în aplicare un lucru care ne-a dus în această stare numai datorită faptului că oamenii puși să apere țara
au devenit doar incompetență. Luați în calcul că nu se vorbește deloc de prevenție. Prevenție, păi au fost luni de zile, peste vară ce s-a întâmplat? Nimic. Au așteptat acest moment în care, evident că este foarte greu să genereze așa ceva. Da, presiunea pe spitale a crescut exponențial după vară. E adevărat, dar fiind nepregătiți, nu ai cum să gestionezi o asemenea situație. Care e o situație foarte gravă. Și care încă se mai poate rezolva, repet, dacă coagulezi toate forțele competente la aceeași masă. Nu poți să lași lucrurile, repet, în mâna unui singur om sau doi oameni. Este imposibil. Citeam astăzi o părere a unui doctor dintre cei pe care mass media prezintă și foarte bine că face lucrul acesta, care spunea că, din păcate, concluzia lui amară este că suntem destul de aproape de imunizare naturală, din păcate, noi România, în acest val 4, mai mult decât prin vaccinare și prin alte tehnici medicale. Din păcate, se pare că ne vom imuniza pur și simplu pe calea naturală. Să ne înțelegem un lucru, nu este o singură variantă, toți suntem diferiți, ca oameni, în primul rând. Nu poți să dai aspirină tuturor și să aibă același efect. Exact. Despre asta este vorba. Dacă dumneavoastră stați, de exemplu, în zona Ștefan cel Mare, eu nu vă spun, te duci acasă ducându-te prin Ploiești. Deci nu poți să iei niște dispoziții de genul ăsta să dai, pentru că sunt complet aberante. Și trebuie să te apleci cu iubire și cu dragoste peste această situație și să iei lucrurile sub forma protecției totale pe care națiunea ta are nevoie în acest moment. Din punct de vedere economic, domnule Călin Georgescu, mi-ați spus niște greșeli de etapă în acești 31 de ani, dar aceste greșeli de etapă poate puteau fi o parte dintre ele evitate sau poate deznodământul acestor 31 de ani era unul mai dulce dacă se acționa în alt fel. În momentul în care deprofesionalizarea a ajuns la un rang foarte mare, evident că lucrurile au luat o completă răsna. Astăzi este exact situația unui om accidentat care sângerează și trebuie să oprești prima dată sângerare, că trebuie să oprești pierderile. Și după aceea să și ulterior să poți să repari. Deci pierderile, cel puțin în economie, se opresc stabilind niște reguli precise. De exemplu, orice firmă care vine în România străină și vrea să investească, foarte bine, vezi în ce domeniu, de acord, dar faci o firmă în România. Ridici totul pe teritoriul românesc ca să plătești și impozite pe teritoriul românesc. Fiscale, exact, ale despre asta este vorba. România. După aceea, ce înseamnă corporațiile astăzi care sunt în România? Bun, e de înțeles acest lucru, dar impozitarea nu se face pe profit, cum se face acum, trebuie făcută pe venit și nu pe profit, ca să poți să-l ascunzi sau să-l aduci pe minus. Impozitezi pe profit antreprenorul român, companiile românești și aceea tot eșalonat și etapizat. După aceea, codul fiscal, care a intrat în funcțiune în 2004, așa este, a avut 76 de modificări. Deci tu schimbi regula jocului în timpul jocului. Așa ceva nu poate să aducă predictibilitate și investiții serioase în țara ta. Deci trebuie să stabilești o chestiune serioasă, clară, precisă, pe care să o prezinți nu doar națiunii tale, ci întregului mapamânt, pentru că numai așa câștigi credibilitatea. Apoi, taxele la salarii le faci cât mai mici ca banul să circule. Nu pui taxe foarte mari, împovărezi omul și, practic, nici tu nu știi ce să faci cu bani. După aceea, portul Constanța, pe care eu îl consider mult mai important decât aeroportul Otopeni. Și așa trebuie să-l considere o clasă politică realistă și performantă, dacă am avea. Portul Constanța este aproape adus la stadiu de incapacitate de lucru. Adică, pe de-o parte, birocrația care este imensă față de vecinii pe care avem în jur. Deci toată lumea controlează și supracontrolează ceva. Și după aceea, tot ce înseamnă plățile impuse, impozitele impuse la importuri, care practic au distrus tot ce înseamnă intrările de marfă în portul Constanța. Apoi cereale, care sunt
în mâna multinaționalilor și care fac joc acolo. Deci noi, practic, ne-am decuplat de la ce înseamnă interesul și siguranța națională. În plus de atâta, dacă nu ai în mână sistemul financiar bancar, înseamnă că nu mai ai nimic, nu mai ai controlul țării. Este imposibil. Pe de altă parte, trebuie oprite de urgență orice fel de vânzare de active sau de, sau de transmitere pe bursă a oricărui proces economic pe care România l-are astăzi. Pe de altă parte, în mod absolut evident, ești foarte clar cu ce se întâmplă cu cheltuirea banului public, care se face cu mare responsabilitate, mai ales astăzi. Deci sunt foarte multe măsuri imediate care pot fi luate în beneficiul țării tale. Ați anticipat multe din întrebările mele, în sensul în care ne-ați spus și ce ar trebui să facă cei care vin la guvernare în acest moment în România. Asta una la mână. Și doi, mi-ați răspuns și la întrebarea pe care n-am apucat să vă spun, dacă există, în opinia noastră, un plan pe termen mediu și lung. Mă rog, hai să spunem doar mediu, că lung e un cuvânt frumos și un cuvânt foarte pretențios așa, dar pe termen mediu ar trebui să fim foarte atenți, pentru că, exact așa cum am spus, ne așteaptă această furtună perfectă. Haideți să continuăm și să ne gândim care ar fi în acest moment soluțiile pentru ca o clasă politică diligentă, din punct de vedere economic, să schimbe ceva în România. Ce se poate face în anul de grație 2022, aproape că din 21 nu mai e mult, din păcate? Da, clasa politică, în primul rând, trebuie să înțeleagă că tot ce a fost valabil înainte din punct de vedere al miturilor și prejudecăților, adică doar promovez vecinul de bloc, nu știu, de scară, lucrurile astea nu mai merg. Trebuie promovată competența, meritocrația. Este imposibil să mai mergi cu aceste lucruri astăzi. Iar pe de altă parte, într-o situație în care ne aflăm acum, cum vă spuneam mai devreme, trebuie realmente să strângi în jurul tău pe cei mai buni. Să-i întrebi ce soluții sunt și să mergi mai departe. Cum se poate redresa economia, având în vedere că peste tot acest scenariu, care nu este foarte fericit, a venit și zona pandemică? Adică, practic, în momentul ăsta avem mult mai multe probleme. Păi, ideea este că peste această situație s-a suprapus criza energetică, inflația. Inflația, corect. Criza de resurse. Luați în calcul că țările mari, cum ar fi China și Rusia, toate își prezervă resursele și, practic, tu poți ajunge într-o situație foarte dificilă, pentru că nu mai ai de unde să, nu doar să accesezi, ci cum să le pui în practică și cum să devină operaționale pentru propria ta țară. Inclusiv depozitele astăzi de energie, de gaz, sunt semigoale pentru că nu s-a vrednici nimeni să le rezolve. Vorbesc mai devreme de Portul Constanța. Are legătură situația în care se află în acest moment Portul Constanța cu situația în care se află România din punct de vedere al faptului că tot bate la porțile Schengen și aceste porți rămân în continuare? Am auzit și eu de acest închise lucru. Este posibil. Mai ales că toți stau la pândă și cu cât ești mai slab, cum spuneam, sta slab, devii o țintă precisă pentru cei care sunt în jurul tău. Deci tocmai de aceea trebuie să te întărești, să găsești soluții, să-i aduci la masă pe cei competenți și să rezolvi soluția. Să rezolvi, practic, o stare care nu poate să conducă decât la incapacități manageriale care sunt puse în practică de cei care astăzi sunt la putere. Cât ar trebui tăiat în carne vie și cum ar trebui făcut acest lucru dacă ați avea bisturiul? Sigur, nu vă cer o soluție miracol, dar vă întreb cât și cum ar trebui să folosim acest bisturiu ca să scurtăm drumul acesta al ieșirii din pandemie. Vedeți, cel care își iubește țara și se așează în scaun, trebuie să-l vadă pe ultimul, când se așează pe scaun. Asta înseamnă că cu cât ești mai sus, cu atât trebuie să fii mai înrădăcinat în jos. Asta ține de atitudine morală.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să te raportezi voievodal la această stare actuală. Trebuie să împărtășești condiția poporului tău. Știți, Alexandru Macedon, când a dat un asalt asupra unei cetăți, un ultim asalt, și de câteva zile nu a avut apă, și a strâns oastea, le-a spus ce au de făcut, și neavând apă, în ciuda acestui fapt, un soldat i-a dus un coif plin de apă. L-a avut în față, i-a privit și le-a spus: pentru mine prea mult, pentru voi prea puțin, și a vărsat apă. Deci trebuie să raportezi direct la poporul tău, să fii cu el împreună, să trăiești ce trăiește el, ca să poți să-l ajuți. Altfel este imposibil. Credeți că Vestul a depășit situația pandemică și datorită faptului că, din punct de vedere economic, asta însemnând și spitale, dar însemnând și o anumită educație, stau mai bine decât România? Pentru e un fapt. Vestul a depășit-o, în primul rând, prin raportarea la cetățeni. Uh-huh. Și prin modul plin de devotament pentru cetățeni, au găsit soluții. Cum a spus mai devreme, apropo de medicamente. Deci, prevenția este pe primul plan. De acest lucru se știa cu foarte mult timp înainte. Ideea este, în clipa când folosești asemenea lucruri, te raportezi în special la un sector militar foarte important. Adică serviciile secrete erau cele mai în măsură să anunțe factorii de decizie asupra acestei situații și să ia măsuri dinainte, nu după. De fapt, nici măcar pe alea după nu le-au luat. Prin urmare, fiecare țară este preocupată de siguranța națională astăzi. Și de aceea toate întâlnirile sau toate mesajele care sunt date, nu poți să fii sigur pe ele astăzi, cele internaționale, pentru că fiecare țară își rezervă dreptul de a-și asigura prima dată cetățenii ei. Bun, și atunci ce să înțeleg, domnule Georgescu, când la începutul pandemiei președintele României, care este, sigur, beneficiarul muncii serviciilor secrete și este absolut firesc să fie așa, a spus că este o simplă gripă. Unde s-a gripat informația? De la serviciile secrete către factorul de decizie? Eu spun că sunt foarte mulți patrioți în serviciile secrete și sunt convins că au fost totuși date informații precise. Important e ca cineva să le mai și citească. Ok. Despre asta e vorba. Dacă nu știi nici să citești sau nici nu te interesează, este o altă situație. Ați ales să vă întoarceți în România, nu știu dacă definitiv, dar să petreceți foarte mult timp în România, în această perioadă. Această perioadă complicată sau complexă, spuneți cum vreți, pentru România. Ba mai mult, ați pus și bazele unei mișcări civice care se numește Pământul Strămoșesc. Și vreau să decodăm un pic de ce ați ales acest moment și care este menirea, care sunt obiectivele. Pentru că este o chemare, vii exact în momentul care trebuie, ești aduși de destin. Și ceea ce s-a întâmplat ieri trebuie să pui în aplicare astăzi și să-l dezvolți. Iar Pământul Strămoșesc a venit pentru că, pentru mine, Pământul Strămoșesc este patria mea, este țara mea. De ce Pământul Strămoșesc? Pentru că aper semnificația. Așa cum biserica înseamnă identitatea noastră creștină, mături calea către biserică, nu mături biserica. Este o diferență. Cum încearcă foarte mulți astăzi să facă. Iar Pământul Strămoșesc are un singur obiectiv, construcția. Deci pe 31 de ani, cum spuneați mai devreme, sau tot ce s-a întâmplat în acești ultimi ani, în care toată lumea nu se înțelege, nu se înțeleg unii cu alții și toată lumea strică, alții construiesc. Deci este un moment de atitudine sufletească pe care trebuie să-l prezinți tuturor. Și prin atitudine, practic, ridici o națiune întreagă. Și asta este rolul pe care mi l-am asumat în acest demers. Alături de foarte mulți oameni de bine, foarte mulți patrioți și pentru care personal sunt foarte onorat că lucrez alături de ei. Și în plus de atâta, este un exemplu pentru întregul popor care trebuie să înțeleagă că este un moment în care acum poți să-ți ajuți țara.
Ultima întrebare s-ar putea să vi se pară un pic delicată. De ce n-ați făcut din Pământul Strămoșesc o mișcare politică? O mișcare în care chiar să intrați în viața publică dacă simțiți că aveți lucruri de spus și mai ales de făcut. Că înțeleg că ea deocamdată este înrădăcinată în civism. Este un prim pas. Vom vedea ce va fi ulterior. Dar cert este că trebuie să facem orice pentru a ne salva țara în momente foarte, foarte critice cum trăim astăzi, nu doar în România, pe întreaga planetă. Și trebuie să știm ce vrem, raportat la ce mijloace putem să avem la dispoziție astăzi. Mai poate România juca în acest moment cu actualele resurse, cu actualii oameni care au rămas aici după această deprofesionalizare, cu educația care este așa cum este, cu spitalele care sunt așa cum sunt, cu infrastructura și economia care ne ajută foarte mult, mai poate juca în acest moment România un rol măcar pe scena regională, pentru că ar părea fantasy să ne întrebăm dacă pe scena mondială? Bineînțeles, această situație de astăzi este o oportunitate. Dacă o privim ca o oportunitate și trăim constant eternitatea poporului român, soluțiile sunt. Și am spus mai devreme, România poate deveni vestul vestului. De ce? Pentru că avem cea mai bună hrană, cea mai bună apă și putem să devenim cei mai buni jucători pe energie în regiune. Domnule Călin Georgescu, mulțumesc pentru prezența la Legile Afacerilor. Eu vă mulțumesc. Mi-aș dori foarte mult, exact ce v-am spus și la edițiile în care mi-ați făcut onoarea să fiți prezent în anii trecuți, că mi-ar plăcea foarte mult să facem o emisiune în momentul în care veți fi în ring, în mijlocul evenimentelor. Sper să o apucăm, să o facem și pe aceea. Mulțumesc frumos. Important e să mai avem timp atunci. Așa este. S-ar putea să fie foarte mult de lucru. Doamne mulțumesc. Ajută. Doamne ajută. Eu sunt Andrei Crisa, aceasta a fost Legile Afacerilor. Ne revedem joia viitoare la 21:30. Până atunci, seri bune și aveți grijă de voi.